zis, domnule, este o ocazie unică pentru județul Neamț să arate potențialul turistic prin împărțire de materiale publicitare, că dacă tot sunt acolo 3 milioane de turiști care vizitează un astfel de târg și oameni cu potențial financiar, e o afacere pentru, și pentru județ să se promoveze, pentru România în general. Da. Da. Sunt alte interese, probabil, și da. Ei, alte Doamne, posibilități. Care... la mare. Te rog, nu mai spune nimic, te rog. Da, nu. Eu vreau să vă întreb ceva, apropo că tot discutați. Soțul dumneavoastră ce spune despre tot ce faceți? La modul că nu vă spune, haide, femeie, lasă cu soțul mai... Nu, vă susține? Trebuie să recunosc că întreaga familie mă susține, nu doar soțul. Mă susțin și copiii. Soțul, v-am zis, s-a ocupat să realizeze programul. Tot el se ocupă să-mi... editeze modelele, pentru că edita mai romanul un model propriu de gobelen, cam așa arată planșele. Cam asta, atâtea. Asta este viitorul meu. Asta este viitorul meu gobelen. Asta este ăsta. Da. Dacă înțelegeți ceva, să ne spuneți și nouă. Să ne spuneți și nouă. Dacă aici, da, e... Se înțelege, nu e clar. Punctele de pătratele cu un cerculeț alb înseamnă pixelii morți. Care pixelii morți. Așa. Deci seamănă, nu? Deci vă dați seama. Aici sunt domnii întinși. Dar vă simțiți mai atrasă de picturile religioase, să zic așa? Sau din... Cred că mai atrasă de pictura barocă, pentru că, nu știu, se pretează mai bine la goblen. Da. Da. Ce înseamnă mai puțin fadă? Inima. Păi inima există aici la spate, o legendă. Ai, este legendă. Este o legendă. De care vă inima spune înseamnă? Ce înseamnă inima? Inima înseamnă Carmin Rose de Ca. Da, eu lucrez goblenurile mele în muline Anșor. Este un muline, cred că cel mai scump, dar e de o calitate garantată și... Uh-huh. Sunt foarte multe lucruri care eu contează. Garanția pentru goblenul le dau cel puțin 200 de ani, că nu-și schimbă culorile. Aha. Așa cum la celelalte cumpărate din comerț, scot punga și mă uit la ce am cusut acum 10 ani și constat că n-are nicio legătură ce am acum pe perete cu ceea ce era inițial, mă refer la culoare. Da. Și unde, nu știu, mai aveți vreun țel? Adică clar aveți. Da. Și noi avem. Dorința mea cea mai mare este să îi determin pe toți lucrătorii de goblen să nu mai coase modele cumpărate din comerț, pentru că ca finalitate. Deci e o pierdere de timp. Acum spun eu, după 25 de ani de cusut modele cumpărate sau eu știu... adaptate după cele din comerț. N-au finalitate în vânzare, pentru că prețurile pentru acele modele este derizoriu. N-au satisfacție ca realizare personală decât ca și cum ar fi făcut orice altceva ce implică coaserea. Și eu sunt dispusă tuturor celor care îmi dovedesc că au oarecare tangență cu goblenul și au o vechime de câțiva ani, să le fac gratuit modele. Aha. Deci, cine apelează la programul meu și la timpul meu, cu multă plăcere o fac gratis. Gratis. Deci... Să-mi demonstreze că nu-mi pierd timpul de pomană, da? Și că, într-adevăr, a lucrat cel puțin 10 obiecte, ca să fiu convinsă că Are mâna. Da? Și că își poate permite să achiziționeze cele 90, eu lucrez în 90 de culori, v-am spus, cele 90 de culori de muline. Da. Care nu sunt foarte ieftine. 30 de mii firul. Invitația este, da, invitația este făcută, cei care lucrați goblen. Vă rămâne doar să... Am să vă spun și motivația. Da. Am tot încercat să facem expoziții colective. Da? Și din țară mă sună și spune, uitați, eu am posibilitatea să vă ofer eu am goblenuri și am și sala. Haideți mai adunați câțiva dintre lucrători, da. Trimit pe mail la cei care sunt înscriși în asociație mesajul, se organizează expoziție.
Vă rog frumos să-mi trimiteți lista. Și încep. Cine cea de taină? 90 dintre ei, sau eu știu, care li se pare că aia e cea mai... care este la fel. Pentru că neintervenind asupra modelului, neintervenind asupra culorilor, nu, nu putem expune 40 de cine cea de taină pe, într-o expoziție. Deci, toată lumea vine cu același... cu aceeași imagine. Și... imagine, deci există o asociație a lucrătorilor de cuble? Da, este și este singura din țară. Vă ajută cu ceva? Nu, n-are cum să ne ajute, n-are că este cum. Un ONG non-profit. Deci noi singuri... au nevoie de ajutor. Da, da, da. Este singurul lucru care ne ajută asociația, este că folosind contul, eu știu... am înțeles. Partea juridică a ONG-ului, deci... asta putem participa în târguri internaționale, în expoziții organizate, că, și avem modalitatea să plătim, să ne prezentăm ca o organizație, nu ca o persoană. Ca o persoană este foarte greu să-ți faci o expoziție. Da, ca de obicei peste. Da, doamna Elena, noi vă mulțumim că și ați eu vă mulțumesc venit. V-ați făcut timpul duminică dimineața, v-am și pus aici, la... nu, v-am arătat, mai sunt multe, 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 ia uitați, aici multe, unul... multe. Mai este și aici unul, mai este și acolo unul. Ce mai are mai doamna sunt acasă, și nu acasă știi? Mai sunt ceea ce vedeți și în spatele. Ce în spatele nostru, mie în fața noastră. Mie place că din nou descoper că în Piatra Neamț sunt oameni extraordinari, exact. Care fac lucruri extraordinare și Doamne exact. Ajută, poate, da. Poate ne vede și cineva pe mai toți. Dăm, mai facem un apel celor cu bani, ca de obicei. Ajutați măcar această, o punem altfel. Deci administrația patriarhală. Dacă nici, doamne, doamne, nu vă sensibilizează să dați, ia uitați, consilier patriarhal preot Emilian Stănescu, consilier patriarhal preot Florinel Șerban. Deci, Victor, eu trebuie să-l întreb, măcar pe el... această cale, da. Vă rugăm, cei care aveți bani, mai dați și voi, că... să și mai poate, scade la impozit, să mai scade la... Poate tocmai domnul a dat bani și tu nu știi. Dar nu, că păi, dar nu l-am spus, poate mai... Patriarhia primește, deci patriarhia da. Este de acord este să găzduiască de... o astfel, exact. Dar nu dorește să se implice financiar. Da, nu dorește, nu dorește. Poate, patriarhia poate nu implică dorește. Cineva până la... Dar poate se implică cineva, pe cum v-am mai rugat peste toate... Ei să scad, știți? Ei să scad banii ăștia la impozit. Aveți tot felul de avantaje. Voi știți mai bine decât terminat. Da, aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Vă mulțumim foarte mult că ați rezistat eroic în fața micilor ecrane. Patriot. Nu uitați să... Eu acum sunt un pic patetic, așa, dar nu uitați să mai visați, că poate o să fie bine, poate toate... Fiți oameni, îl salutăm și pe domnul Petru Botez. Da. Un om extraordinar, un om cu un umor fantastic și un om cu o înțelegere și o, un fel de a fi mult peste o medie generală. Încercați să fiți oameni, încercați să nu mai fiți așa răi, să... Noi suntem foarte supărați, de-aia facem așa, că altfel nu am avea noi nimic. Nu arătăm a fi, nu? Da, dar... da, asta este. Nu, nu mai contează, este nimic. O să fie bine, nu, Victor? Da, să Doamne dea Dumnezeu ajută. Să fie bine, ne să vedem dea Dumnezeu numai sănătate și numai bine. Viitoare, nu? Doamna Elena, vă mulțumim încă o dată. Eu vă mulțumesc. Vă dorim spor la treabă și mai luați o pauză. Succes, domnul Zidaru, mai puneți-o la o pauză. Asta. Mai o pizza, o bere, o așa. Deci vă mulțumim, vă dorim tot ce este mai bun pe lume. Ne vedem săptămâna viitoare la aceeași oră, la aceeași televiziune. V-am pupat.